de vreo parte să se citești. Vreau informații pe care nu vă să în cărți. Înțelegi, deci un lucru extraordinar. Asta pentru partea mea. Și am primit informații gratuite și mai ales sistemele aparate, la ce se și atunci am pentru ce pasionat am fost pentru cinci obligatorii. Am primit deja să dacă nu este luată, nu este cam verificat. Trebuie să vină confirmarea. Pentru că o să fie ca și eu și cu cei doi americani. Au nu știu, am luat, mi-am început. Mi-aș dori să spun spațiu, înseamnă că te am luat cu cărți, că nu sunt cărți. Cărți pe care nu le găsesc, dacă te 30, 40, 50, chiar de la adevărat, fără cum să spun pe un micul sau chiar. Și acolo îmi dă informația reală, cum era. Și atunci să vină cel pasionat, să le sfărească și face acest lucru, și să fie bucuros. Asta îmi doresc. Și da, și chestii pe noi sunt de loc așa. Să ai în spate, nu poți să fie și... Studiez. Să se ducă mai departe. E o corpul. Ideea care este. El are că 75 de ani, dacă nu. 65 de ani, până 70 de ani. Au avut un bani și un stat de pe la taie, se face. Și completat cu o groază de artiști importante în Statele Unite. La acest studiu. La acest studiu, da. El o nimic s-a dus și-o luat de lecții și așa mai departe și devine un printer. Un printer excepțional, adică da, nu veneam niciodată pentru clipul, adică avem norocul să vedem niște printuri, chiar dacă nu cele mai reușite, sunt niște originale. Acum îmi dau seama că sunt, de fapt, omagii aduse. Omagii aduse și sunt fotografii personale. În stil. Făcut în stil, că într-adevăr am recunoscut... De la ani, că sunt de acolo. Și doi de maestri ai arte fotografice mondiale sunt omagiați la Iași. Expoziția include lucrări semnate de artistul american Jim Hall, realizate în stilul specific unor nume celebre. Cam de ce fotograf ne amintim? Câțiva dintre cei mai importanți? Păi avem Walker Evans, Rui de Cavra, Robert Frank, Ansel Adams avem acolo. Și lista e lungă. Aproape toți sunt născuți la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului XX. Provocarea pentru Tim Hall este de a păstra vie arta lor, dar și farmecul specific tehnicii fotografiei analogice. Prin ce e fermecătoare? Prin textură, prin, nu știu, e organică, e vie. Un lucru important este că, deși ție toate măsurile de precauție în darkroom ca să poți realiza serii de fotografii sau măcar fotografii care, să spunem așa, arată formal la fel, niciodată nu poți duplica o imagine perfect. Poate de asta sunt și foarte valoroase. De fiecare dată o greșeală, un experiment, un fail, cum se spune, poate să fie ceva creativ foarte, foarte interesant. Tim Hall a devenit pasionat de fotografie încă din copilărie, la un important studio din San Francisco deținut de tatăl său. Aici a descoperit lucrările câtorva dintre cei mai importanți fotografi din Statele Unite ale Americii și tot aici a învățat ce înseamnă frumusețea camerei obscure. Are metode inovative pe care practic nu le găsim în cărți. Este vorba de o experiență de 50 de ani în darkroom. Și pe lângă fotografiile alb-negru, în darkroom-ul fotografiei printate color, care este mult mai complicată decât fotografia alb-negru. Lucrările vor fi expuse la Galeria Teodor Palladi până la sfârșitul acestei săptămâni.